Sì. E bine că e 4-4. Tic! Începem? Da, zic. Mai mă sună cineva. O zi bună. La revedere. Ok, putem să începem. Ok. Salut, eu sunt Bogdan. Astăzi am revenit cu un nou clip, îl avem aici pe Andy Popescu. Toți în comentarii vrem colaborare cu Andy Popescu, vrem pe Andy Popescu. Îl avem pe Andy Popescu aici. Și vom face un vlog random. Adică vom vorbi despre diferite subiecte. Despre ce ne vine în minte, efectiv. Neregizat. Neregizat, exact. Bine, nu că majoritatea clipurilor ar fi regizate. Cum am ajuns să facem vlog? Păi, toată lumea în comentarii, colaborare cu Andy Popescu, îl vrem pe Andy Popescu, când faci vlog cu Andy Popescu, ia uite că am făcut. Până la urmă am venit la București cu puțină treabă și dacă tot m-am nimerit pe aici, am zis, hai să facem un clip. Deci, cu alte cuvinte, oamenii ți-au scris în comentarii să faci un vlog cu mine și pentru că erai la București, ai zis, bă, hai să facem un vlog. Exact. Am văzut, ești o persoană foarte deschisă. Cel puțin până la momentul de față, cum îl știam eu pe Andy în clipuri, așa e și în realitate. Nu e un prefăcut? Nu e. O să se supere haterii. Asta e acum. Cu ce mașină facem vlog? Avem un BMW seria 5. Da. F10. Da. Fabricația 10-2011. Așa. Cu câteva modificări. Ce motor are? Motor de 3 litri cu o singură turbină. Nu e cel biturbo. Cu un soft stage 1. Cât are standard? Standard are 258. Și ce modificări ai făcut? Păi, în prima dată softul. Da. Spun și unde a fost făcut sau? Da, păi, Excelixis, să facem reclamă. Da, Excelixis Motorsport, probabil majoritatea din domeniul și știu. Era făcut de fostul proprietar până să o cumpăr. Am aflat și eu că mi-a dat fișa dyno, stage 2, un mini stage 2, nu este chiar un stage 2 pur. 315 cai am pe fișa dyno. Eu zic că are undeva pe la 320 plus acum. X-Drive. Da, dar asta e și problema cu cutia de transfer. Mai dă șocuri de la că n-am respectat cauciucurile. Da? Da. Uite, chiar mi-a zis Mihai Belde de chestia asta, că n-ai respectat cauciucurile, o să ai probleme. Trebuie să pun pe spate mai late, că îmi făcea urât. Ai făcut vlog cu vreun vlog? Da. Hai să resetăm consumul. Hai să resetăm pe ăsta pe Journey Computer? Da. Oamenii vor să știe cât consumă un 530 diesel. Că tot mă întrebați cu soft, cu evacuarea nouă, cât consumă, nu influențează cu nimic evacuarea. Aha. Softul din contră, din câte știu, îi scade consumul. Cum te-ai apucat de vlog până la urmă? Cum te-ai decis? Cum m-am decis? Prin 2012 aveam un M5 de 60. Da, am zis, hai mă, să-l plimb pe un prieten, pe Adrian. Da. Și l-am plimbat și după aia m-au dat ăștia la televizor, la ProTV. Ia uite, un nebunul merge cu 200 prin oraș. M-au invitat și poliția. Că și polițiștii trebuie să înțeleg și pe ei, adică... Păi ești fac datoria până la urmă. Ăștia? Da, adică da, și eu dacă eram polițist, la fel aș fi făcut. Ia stai mă să-l, știi? Adică nu e nimic în regulă. M-au criticat, am primit o grămadă de hate. Te întreb puțin că vorbeam de videoclipul ăla, mi-amintesc perfect un comentariu. Pe cineva întreba dacă mama ta știe exact ce faci. Și tu ai dat un link acolo și ai zis: "Mama lui Andy Popescu știe exact ce îi face o drazla." Așa am zis eu? Da, da. Țin minte exact comentariul ăla. Și am primit. Și ai dat și link-ul. Mama. Unii dacă fac chestia asta, poate să omor oamenii, știi? Păi asta, asta e ideea. Trebuie să ai o limită. Da, eu am păstrat întotdeauna un marge și întotdeauna, exact, adică dacă nu păstram un marge, în 20 de ani de condus, făceam ceva accidente până acum, zic și eu, știi? Adică doar să am un roloc de la Chior. Eu mai postam cu drona, ce făceam cu drona, știi? Și am primit un comentariu și a zis ceva, bă, lasă-ne mă cu drona asta, bagă car vlog. Da, fuge ceva. 320 de cai. Se simt. E mișto că e 4x4. Da. Și nu pierde puterea. Vezi, știi? Pe o parte e bine, pe o parte nu. Uite, fiind X-Drive, planetare sensibile, le schimbi. Dacă în general conduci mai agresiv, iei curbe mai tare, pică foarte rapid. Da. Păi normal. Da. Conducerea sportivă costă scump. Exact. În toată partea asta cu YouTube-ul, fie vlog, car vlog, orice faci, contează mult atitudinea ta, din ce am observat. Adică nu poți să te duci la oameni cu o atitudine de superioară lor. Bă, exact. Uite ce am eu, uite ce fac. Ascultați aici, bă, că vă văd eu. Am făcut eu, știu bine. Ascultați la mine aici. Da, nu cred că am atitudinea asta, nu? Adică nu. Sunt destul de nu. Ok. Și prin asta ai câștigat foarte mulți oameni. Crezi? Eu asta zic. Asta zic eu că a prins la lume. Știi care e faza? Nu trebuie să joc un rol. Nu, trebuie să fie exact cum da. Suntem acum. Adică vorbim, nu avem un scenariu.
Ok. De unde pasiunea asta cu mașinile? Sunt sigur că ai răspuns la ea într-un vlog, dar nu mi-amintesc. Da, de când eram mic îmi plăceau mașinile. Surprize turbo. Surprize turbo erau pe vremea mea, acum 20 de ani. Le-am prins, da. Tu câți ani ai? 19, fac 20 în vară. Da? 20 ani. Mergi la fel. Și atunci, cam din copilărie, probabil, ca orice băiat. Băieții se joacă cu mașinile și femeile se joacă cu păpușile. Da. Nu? Prima mașină a fost un Opel Calibra, motor de 2 litri, 115 cai, 8 valve. 8 valve înseamnă 2 supape pe cilindru, adică are o evacuare și o admisie. Mașinile mai noi au 2 supape de admisie și 2 de evacuare, asta înseamnă 4 valve pe cilindru, știi? De-aia 16 valve. 16 valve, da. Asta înseamnă 16 valve. Care a fost prima mașină? Prima personală a fost E60-ul. Nu știu dacă E60. L-ai văzut. Ca alu Montre. Calul Montre, da, dar l-am făcut cam de la zero, adică mașina era complet chială. Uh-huh. Poți să ai, cred că, cea mai scumpă mașină, cea mai tare mașină. Tot apare cineva să spună, bă... E normal. Nu există... Nu există, nu, da. Poți să satisfaci pe toată lumea. Hate-ul te ajută. Să știi că cele mai criticate videoclipurile au avut și succes. Na, că... E engagement. Engagementul, da. Nu ține cont că e bun, că e rău. E engagement, frate. Ai văzut Gogani? Avea un sfert. Exact, sunt mulți care au crescut pe chestia asta. Și li scoate sos, Gogani fac reacție. Bă, melodia e faină, refrenul chiar e fain la melodia. Și după aia și li face reacție la reacție. Da. Oamenii înjură în timp ce îi fac bani și își trăiesc viața. E bine când e 4x4. Da, te ajută foarte, pune toată puterea jos, nu îți pleacă spatele. Chiar dacă dă să plece, știi că BMW-ul sau majoritatea cu integral au putere mai multă pe spate. Da. Dă să plece, dar intră imediat fața și te scoate. Dacă pleci tare de pe loc, pe ud, da, sau e... pe zăpadă. Am văzut că ai testat și tu un 335 la diesel. Da, e vorba de preferințe personale, știi, eu prefer benzina. Și eu am zis că viitoarea mașină vreau să fie benzină. Ce avantaje are un diesel? Consumul mai puțin, da? Da. Și ai foarte multă putere la turație scăzută. Exact, cuplul ăla care te... Bun, alte avantaje, ce ar mai fi? Eu nu mai văd alte avantaje. Atât. Păi cam de asta alege toată lumea. La mine s-a nimerit să fie diesel, s-a nimerit să fie X-Drive. Uh-huh. Inițial vreau în spate. Câți kilometri are? 210.000. Uh-huh. Păi, o mașină foarte mișto. E 60 sau? Asta. A, mie îmi place foarte mult și sunetul pe care am reușit să-l scot. Toată lumea mă întreabă, deci m-au oprit oameni prin oraș să mă întrebe dacă M5 adevărat. Da? Da. Păi, mai ales își face eco. Uh-huh. Dacă treci printre blocuri sau... Dar e 6 cilindri în linie, nu? Da. Multă lume a criticat extensiile astea la padele. Mie îmi plac. Și mie îmi plac. Arată bine. Ai și cauciucuri de iarnă? Da. Destul de bune am văzut. Păi bine, nu sunt cine știe ce ca firmă, sunt Nanking, ceva chinezării, am găsit și eu ceva raport calitate-preț, ca pe iarnă, să nu investești, să dai 19 milioane pe un Michelin sau când le ții 4 luni. Am găsit ceva raport calitate-preț bun și le-am luat noi decât să iau ceva SH sau... De asta e bine vara la mine pe canal, că am foarte mult content de creat la evenimente. Merg la multe evenimente cu mașina și pot să filmez, am ce să filmez. Show-uri auto, diferite expoziții. Am văzut că oamenilor le place chestia asta. Și faci bani din YouTube? Băi, nu, cine știe ce. Îți dai seama, la 30.000 de abonați. Da, dar nu contează numărul, nu de, contează abonați. Numărul de abonați. Nu contează numărul de abonați, contează numărul de vizualizări. Da, bine, nu poți scrie clar din, din ce fac eu. Eu fac între 500 și 1000 de dolari. Pe lună? Da, dar din asta facem amândoi, adică eu cu Ionuț. A, da. Și unde îți place să mergi cu mașina? Sincer? Nu vreau sincer. Bine, nu sincer. Bine, oriunde îmi place să merg cu mașina, îmi place mult să conduc. Dar chiar nu mă gândeam cum ia 200 fiecare mașină pe porțiunea asta, mi se părea foarte scurt. N-am mai luat drona cu mine. Dacă vrei, am trepiedul să trebuie. Nu. No. Oprește aici, să-l lăsăm pe ăsta să se ducă, să ștergem camerele, mai în față un pic. Vezi, aici e asfalt aici, și aici, aici, beton. Aici e beton, da. Zici că ia 200 până în capăt? Păi nu trebuie să-i dăm 200, îi dăm și noi. Da. 130. 3, 2, 1 și...
Suta. Gata. Da. Probabil că lua 200. A căzut, a leșinat. Ai văzut ce bine că am asigurat-o? Da, a întâi, a doua, ai simțit puterea. Am simțit puterea, tot, după aia nu prea, dar n-ai dus-o pe Dyno, nu? Dyno a avut când a făcut softul făcut. Și? 314,5, cam poza. Are bine, da, mă așteptam să ia 200. Eu mă gândesc, nu mă așteptam, sincer. Da? Da, eu am văzut din filmări în porțiunea. 314 cai sunt la turația aia optimă, știi? Da. Lasă-o între 2000 și 4000. Aha, se aude bine. Nu mai zic, s-a auzit un pic. Nu mai zic, am vorbit cu Darian ieri și mi-a zis, hamă, ce, mereu zici treaba aia. Adică, înțeles, odată, două, la mereu zici. S-a plictisit lumea. Și când o să fie vreme frumoasă, să-ți dau M6-le, să faci o tură cu el. De când nu l-ai mai scos? Am mai făcut cercuri pe acolo, prin parcare, știi? Ah. Dar nu, n-am mai ieșit cu el pe stradă, că să iau și eu la altura, să mă cum mi se pare. Ok, hai să vedem ce știe. Iese singur parkingul sau trebuie să scot eu? Trebuie să scot tu. Cred că iese și singur dacă accelerez, nu știu, n-am testat. Da, uite, nu testasem. Dacă vezi camera aia că atârnă, îmi zici. Da. Cum o luase în sus atunci, ai văzut? Zburam sus. Oricum, 300 de cai e bine. Pentru greutate, pentru 3 litri și pentru greutate e bine. Sunt și alea un pic turbo. Din motorul ăsta pot să scoți și 500 cai cu o turbină potrivită. Îmi plac ceasurile. Aș vrea să desumflu puțin scaunul, că e cam umflat de aici, de jos. Ai pe acolo reglajele, n-am mai umblat la ele de când am luat mașina. Serios? Da. Îți place așa să stai spatele umflat? Da. Uite, îmi place să mă strângă scaunul în brațe. Are distronic? N-are distronic. N-are. Are doar pilot automat. Da. Încălzire în scaune, răcire n-are. N-are răcire. Soft close n-are, are trapă. Ceea ce e mișto cu trapă. Asta e puțin tocit aici. Ok, hai să dăm așa, de la 0 la 120. Fără să o turez un pic. Că se cam strică cutia dacă îi faci așa. Da. 3, 2, 1 și... A fugit mișto la întâia. Suta! E mai mișto în dreapta. Simți puterea, nu? Da, e mai mișto în dreapta decât la volan. Vezi la volan, te și concentrezi și pierzi din oarecum din... Uh-huh. Îmi place volanul cum se simte. A schimbat a patra, a treia. Aha. Uite, fuge bine la a treia. Chiar se simte, îi bagă aer cu putere în admisie, știi? Îmi place mașina, dar ți-am zis părerea mea. Pentru prima mașină e mișto să iei o mașină mai slăbuță un pic. Dar știi care e problema cu costumizarea? Da, că nu scoți banii, nu? Nu scoți banii și rămâi cu banii dați. Da, e doar adică... plăcerea ta și atât, câte poliția. Da, îți dai seama că dacă mergi cu... Mai ales pe vremea asta. Da, mai ales pe vremea asta și vine unul, poate să facă pile-up. De alea în lanț, nu? Da. Că oamenii vin cu viteză și nu se așteaptă. Ce s-a fi întâmplat? Nu știu că asta mă întreba asta. O fi accident mai încolo. Nu cred. La București! La București! La București? A stat-o greșit! Întoarcem! E o problemă mai încolo? Da! Accident? E răsturat în șaț și a fost scos și bine pe pământazez. Ok. Deci la București, întoarcem. Da, mulțumim! Deci s-a răsturat într-un șaț. Păi cât ți-am văzut? Deci până în București cât ți-am văzut și eu? A, uite, vine pe contrasens, îl vezi? Îl vezi? Uite-l. Uite-l acolo. Uite, vezi, de asta mi-aș dori M-ul. E o mașină care, pe părerea mea, îți dă mereu senzații. Nu te face să te plictisești de ea. Păi de-aia mi-am luat M6, ca să nu mă plictisești de ea. Și vezi, pe lângă asta, mie personal mi-ar mai trebui și o mașină daily, că nu poți să mergi cu el oriunde. Eu mergând și mult. Poți să mergi cu el, dar te costă poți să mergi, dar te rupe benzina, da. Dar faptul că faci kilometri, nu o să te afectezi la revânzare pe mașinile de genul? Bineînțeles. Eu am mers cu M5-ul, de exemplu, era daily la mine. Mă duceam la serviciu cu ea în fiecare zi, știi? Și asta e, adică mi-a asumat. Da, 73 și... de milioane impozitul, consumul de 28 în oraș, știi?
momentul ăsta, s-a băgat repede pe... A făcut cu mâna, da, da, da. Încea să oprim, mi se pare. Salut! Care dintre? Uite, vezi, poliția își face datorie. Păi, șoferii profesioniști, au lăsat-o încet de mult. Uite că am uitat să întreb, de ce ai vândut M5-ul? Asta nu o să o băgăm în... Da. Băgăm, e off-camera asta, adică da. Nu o băgăm. Pentru că... Am înțeles. Dar nu vreau să stau să vorbesc despre viața mea privată, știi? Păi dacă toată lumea asta crede că... Știi, nu ți-ai spus viața personală. Da, exact. Până la urmă e mai bine așa. Da, e alegerea mea. Da. Știi? Nu e ca și când mint sau ceva, dacă mă întrebi zic, bă, uite așa, da, da. Zic și de ce, dar nu stau să spun în vloguri. Știi? Da. Nu stau să spun în vloguri. Hai să vedem cum se aude. Vezi, se aude mai gros aici. S-aude un pic. S-aude un pic, s-aude. Deci, puternică și consumi și arătoasă. Păi, ești bine privit în ea. Bă, ai un F10, n-ai un... Nu? Chiar dacă... Cu calar cu BMW. Uite, mă, că am dat drumul, gata. L-am spus că... Uite, când la 2500 se duce, știi? Se duce, da. Asta e... E confortabilă. Suspensia mi se pare foarte, e, foarte... E adaptivă. Eu, sincer, nu am văzut mari diferențe. Smooth driving. Da. Nici decât la felul cum schimbă vitezele, așa la suspensie n-am văzut mari diferențe. Îmi plac foarte mult ceasurile astea. Și mie, deci mi-au luat ochii din prima. Chiar le-aș fi pus dacă nu le aveam. Dar volanul stă puțin strâmb, vezi? Am văzut. Am văzut. Ai văzut, nu? Cred că, nu cred că din direcție, cred că e de cum e reglat el din... E unghiul. Pe unghiul, da. Unghiul de fugă. E wheel alignment, știi? Deci vrei să-i pui perne de aer. Da. Uite, chiar de asta am venit la București. Acum. O grămadă de bani pe care nu ți-i scoți, știi? Nu scoți, dar uite, eu rămân cu ele dacă le dau jos. Rămâi cu ele și ce faci cu ele? După aia trebuie să-i tot BMW? Da, asta e chestia, dacă ți-ai tot BMW, da. Ok, sunt mișto pernele, dar nu prea scoți bani. Da. Le vinzi, nu mai scoți la fel oricum, chiar dacă le vinzi separat. Dai 3000 de euro și știi că nu mai ai. Da, nu mai ai. Și din ce faci bani? Dacă poți să zici, dacă nu, te iei. Păi, de ce să mint? Acum încerc să-mi deschid un business colantări auto. Încerc acum să-mi găsesc un teren. Din primăvară vreau să încep să-mi găsesc ceva. Până acum, de ce să mi-a susținut maică-mea? Da, că tot vedeam prin comentarii că mă am bani, nu mă am necesitate. Da, zici, parcă zici că e ceva rău. Păi că da, te-ai spus să poliție, de parcă e dacă... Asta e o mașină mișto în range-ul de 10-15.000 de euro. Eu am dat 17.800. Da, cam asta e, cam asta e media. Să ne gândim ce ar mai fi, seria 3-ul, seria 3-ul găsește, F30-ul găsește și pe la 13.100. Da, nu-ți oferă același confort, să zic așa. E mult mai mic, nu arată la fel. Eu prefer întotdeauna seria 5 față de seria 3. Și eu la fel, în cazul în care nu e M. Mai confortabil. Ai mers cu M3? Da. Am mers cu V8-ul. Deci vrei să deschizi un business cu colantări. Da. E, da. Cine pune colantul? Pe de asta zic, vreau să-mi găsesc oameni care să pună colantul. Care... Vorbești în China, e colant ieftin? Da, colantul ăsta unde l-ai făcut? La Sibiu. La Sibiu? Da. Cât a costat? 3900 de lei. Grămadă de bani. Sunt variante și mai scumpe, știi, cromul la oglindă? Da. Ăla se apropie de 10.000 de lei. Serios? Da, și foarte greu de întreținut. Știi cât de ieftin e din China? Păi e foarte ieftin, dar e o scumpă manoperă, că se pune greu. Da? Da, materialul nu e mai mult de 500 de euro, dolari. Vreau să mă duc să fac un fan meeting. Mă duc, plec de dimineață, mă duc, stau 20 de minute în Slatina, după aia stau în Drăgășan 20 de minute, după aia în Vâlcea 20 de minute și după aia în Pitești 20 de minute. Da. Mie sunt din Drăgășan, știi, și acolo mai făceam, mai mă duceam pe acolo. Făcut un fan meeting în Drăgășan. Ce-mi plac dieselul ăsta că fug de la 2000, la 2000 fug mult mai bine ca benzină. Îți dă puterea la turații joase, da. Da, și ai impresia că o să fugă super mult, știi, dar se termină repede senzația. Unii preferă diesel, alții benzină. Nu e, mamă, ca mine e cel mai bine, știi? Cel mai bine e cum îți place ție. Exact. Nu cum zice unul sau zice altul. Asta cu banii am lămurit-o, că tot m-a întrebat toată lumea. Trebuie să știe neapărat cât costă. Băi, dacă te uiți în comentarii ce e. Da? Toată lumea, ce? De unde ai bani, de unde ai bani? De cum unde faci bani? Da. Serios? Da, primul lucru pe care, prima întrebare asta e la fiecare clip, la majoritatea. Am făcut o modificare, dar de unde ai bani? Asta, mă, are 19 ani, de unde are mașina asta, da. Așa șmecheră? Vezi cum sunt oamenii cârcătași? Uite, mi-am rupt un lip, vechiul lip, tocmai într-un clip am rupt lipul în zăpadă. Și... Văd acolo un comentariu, a, lasă, cumpără mami tău altul. Și le-am răspuns, a, păi a cumpărat deja. Frustrarea, vezi? Da. Adică, de ce să fii răutăcios? Nu înțeleg chestia asta, de ce chiar să nu fii răutăcios?
Nu e nimic în regulă să comentezi, dar da. Comentează civilizat, știi? Exact. Ăsta e Opel Ampera? Sau Chevrolet Volt, nu? Ăsta din față? Da, e full electric, de fapt e hibrid. Da, mă, e Ampera, îmi place foarte mult mașina asta. Mergi la una. Vezi? E Ampera. E prima dată când văd. Are autonomie de 70 de km. După aia intră motorul pe benzină, știi? Da, e și care generează putere. Da, e dezvoltată de General Motors. Și arată bine mașina, nu? Da, arată bine. Da. Hai să filmăm și din spate. Uite, când veneam la București, am fost în spatele unei Tesla Model S. Da, modelul ăla. Dar sincer, nu mi-aș lua, chiar dacă aș avea bani. De ce? Nu știu, nu mi-aș lua o mașină electrică momentan. De ce? Mașinile electrice nu sunt pentru oameni care se trezesc: aolo, n-am benzină, ce faci? A, merge la primul PECO. Nu, trebuie să știi, bă, mă duc până acolo, adică să fie aware de ce se întâmplă, știi? Dacă te găsești des în situația în care să ai telefonul descărcat, o mașină electrică nu e pentru tine. Știi că Tesla niciodată nu-și face reclamă la mașini? Nu știu. Nu-și face reclamă. Niciodată nu-și face reclamă la mașini. Nu o să vezi reclamă cum vezi la Audi, la Mercedes, la BMW. Elon Musk merge numai pe ideea că, bă, dacă e un produs bun, se va vinde de la sine. Da. Nu trebuie să-i fac eu reclamă. Vine omul... Da? Și el n-a făcut niciodată reclamă la Tesla. Să vezi la televizor reclamă la Tesla. Nu există așa ceva, adică să bagi banii ăia, preferă să intre în R&D, știi? În Research and Development. Asta e treaba cu mașinile electrice, sunt avantaje și dezavantaje, știi? Trebuie să știi să ai grijă, să ai bateria mereu încărcată. Te ținu puțină. E puternică senzația. Nu prea ai mers în dreapta? Cu asta nu. Nu? Nu. Să dea șoc un motor? Să dea șoc un motor, da. Dar e mai fain în dreapta. Uite, putem să intrăm la Amanet Auto. Vezi? Amanet Auto. Oare cât luăm pe mașină? Da, n-ai voie să mă arătezi mașina lui cuiva, știi? E ca și când te duci să iei un credit pentru bunicul. Trebuie să vină bunicul să semneze, știi? Păi da, ai dreptul să o vinzi, ai dreptul să o amanetezi. E pe numele tău? Nu, e pe numele mamei, tocmai asta. Dar am, păi, ai procură. Am procură, da. Am zis să mă scape de asigurarea aia. Dacă pot să o pun pe numele numai cum ea, de ce nu? Păi bineînțeles. E asigurare mult mai mică. Da. Uite, vezi? Tips and tricks. Să știi oamenii. Nu. 9-4 consumă. Ce ai mai schimbat tu la ea? Ce aș mai schimba la ea? Ce ai pune? N-aș mai investi mulți bani. Eu. Dar știi care e faza? Normal că eu la 18, 19 ani, 20 de ani... Ai face și tu la fel. Am făcut la fel. Nu că, da, m-am apucat să investesc. În pisicuța mea E36 am investit o grămadă, știi? Și spoilere și i-am luat și eleron. Deci dacă zic ce... Tot felul, am trecut prin chestia aia. Și acum degeaba vine eu să zic, bă, n-aș mai face. Acum, ok, n-aș mai face pentru că am făcut-o. Da. Tu n-ai făcut-o. Tu spui din ce... Da, eu spun că mi-am trăit viața, știi? Adică, da. Da, tu trebuie să faci ce te face pe tine fericit. Nu ce mă face pe mine fericit. Tu trebuie să faci cu mașina asta exact ce vrei tu să faci, ce simți tu să faci, ce te face pe tine fericit. Eu nu spun cum să trăiești viața, îți spun trăiește-ți viața cum vrei tu. Asta spun, să nu te iei după alții. Eu te influențez să trăiești viața așa cum vrei tu. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un follow pe Instagram atât la mine cât și la Andy Popescu. V-am îndeplinit dorința, am făcut vlog cu Andy Popescu. Acum merg și eu la Vâlcea și cam asta a fost tot. Noi ne vedem data viitoare. Ciao. Nu cred că au mai mult de 2-3 ani. Ai văzut ăsta? L-am văzut, da. X-Drive test. Toți haterii cu 4, cu... Marf.